Bună dimineața! Eu sunt Mihai, am 21 de ani, suntem în Galați, în sat Vânători și azi începem să filmăm daily vlog. Este ora 8:53, urmează să mergem să facem ITP-ul la mașină. Clopoțel! Ia uite! Clopoțel! Acum, noi nu avem programare, dar încercăm să găsim cel mai ieftin ITP de aici, de pe DN și cel mai aproape de mine și să-l facem. Suntem coronavirus acum și asta-i treaba. Dăm măști în incintă. Ce frumos, e parcă e zi de plecat la mare. Traficul din Galați e cel mai periculoasă junglă din țara asta, jungla Galați. Hai, cred că discuția asta cu de la noi și era ceva, era o afacere să vii. Cât jurnale? Bună dimineața și bine v-am găsit aici la ITP Galați. Pe aici? ITP aici. Uite iubire acolo, ITP 80 lei. Da, șmecher, da. Wow. Faci de pe azi. Poți să filmezi și pe jos, așa. Deci? Gata, am rezolvat. Am vorbit cu femeia asta. Am găsit, ne facem o programare la un ITP. Acum luăm și noi masa, la 11 avem programare, acum e 10:23. Am fost și am vorbit acum cu domnul de la service și ne-am mai anulat vreo jumătate de oră și așteptăm acum. Aceasta este mașina mea. Super jegoasă. Acum mergem la Lidl. Luăm mâncare de grâu și după aia mergem la fermă. Acum mergem la asta de animat. O să vedeți. Acum mergem la fermă. Ajungem în curând. Câte una, câte două, câte trei, câte patru. Vasile! Vasile! Ce-i aici? Ce-i aici? Prințesa! Ce cu tine, mă? Răzvănică. Mereu intră aici, am bucătării. Găini mici. Ce ați făcut, mă, bobiță? V-ați băgat aici? Am panicat, am văzut. Ia. Ia filmează, mă. Hello! Facem pornografie pe YouTube, Mihai. Lando! Ce băiat? Ia, lasă-l la minister.
Gata, prinzi. Stai la loc. Filmează. Ce pintuța? Pintuța e cel mai frumos. Tu nu vei nei la nimeni? Crăcănel la fel. Nu e așa crăcănel? Pintuța. Păi, nu mai mânca tricou. Fetito. Fetita lui tata mâncăcioată. Mănânc urechea. Uite, cea mai frumoasă e dută. Cea mai frumoasă. Aci, m-a mușcat ăsta. Da, măi, te mușcă. Periculos. Deci, a fost bine că n-am la pantaloni lungi așa. Da, bravo. Îmi fac bunicii lui tata. Gata, bunicii mei. Sunt bunicii mei. Cine știi mai mici? Da, tati, da, că tu ești cea mai sărtăreață. Opa. Ia să vedem cu sorta, Serena, unde-i? Unde-i sorta, fă? Acum trebuie să prindem ieduții care i-am castrat cu elastic acum o săptămână și ceva și îi dăm cu o substanță ca să le dezinfecteze. Ia să vedem, asta e. Băieți, ia-mă. Da. Da! Hai, mai dă-i. Hai că eu nu știu. Gata. Da. Hai, crăcănel. Hai, dă-i. Crăcănel, hai, țc-țc. Hai, crăcănel, țc-țc. Hai, intre aici acum? Nu. Ce facem noi? Facem o bială acum, că am prins sapă acum. Și am dat la capre, boabe. Intre aici, și nu știu aici, și închide, ca să intre toți. Păi dă-i și mai încolo ca să nu... Am făcut curajul ăsta care miroase așa a piersicuții. El arată așa. Ne-am întors, tati! Ne-am întors! Da, mă! Hai, cărcănea! Gata, sunt nerăbdători, ia uite. Abia așteptau. Da, 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 ne simțiți! Am ridicat și pulul cu... Da. Acum aștept să-mi fac și eu bai și o să plecăm la vânătă. După mult timp fac și oamenii aceștia drumul la Smârdan Galați. Bravo! Dar fac mișto, da. E în stânga aici. Pe dealurile astea e stâna. Uite așa în stânga, în parte. Uite, am primit bani ăștia într-o zi de la fratele meu, că voia 30 de lei împrumut și mi-a dat garanție niște bani cu Nils și Găscanu. Acum mergem acasă. Când ajungem acasă, radem niște brânză, facem niște brânză topită cu roșii. Acum ne oprim și la brutărie să luăm o pâine, că avem brutărie în sat. Și luăm cea mai proastă de pâine. Și trebuie să mai luăm și niște capace, că când ne ajungem acasă o să trebuiască să facem o dulceață din vișine, nu, de cireșe. Și... Eu mă duc la profe acum, las.
Am trimis-o pe Dănuța la brutărie să ia pâine și eu am găsit capacele, am dus în mașină și m-am dus să iau telefonul. Și am pornit mașina ca să fie răcoare. Ar trebui să... Uite, a venit și clopoțeanul. Da, mereu vine. Ce-i mama? Ești tu din mașină. Hai, gata, hai să mergem afară. Hai, clopoțel. Hai. Uite, mașina asta e plină de toate. Da. Am pregătit deja brânza topită cu roșine. Denunța mai curățat cireșe. Ne punem să mâncăm. Acum am terminat de udat grădina. Am udat grădina că zice că vine ploaia, dar acum nu știm sigur dacă vine. Până la urmă chiar a plouat puțin și încă plouă. Și noi mai avem cireșe de ghiocar. Trecea ploaia și cum filmam. Deci de când sunt mic am avut chestia asta așa. Când ieșeam la poartă și totul era plouat, nici la mine era uscat. La nu cosa. Care ține umbră. Uite și aici, la mine parcă nici n-a plouat în fața porții. Ce faci, Mihai? Bine, uite, acum descoper și eu programe de editare video. Da? Dacă vreau să încarc după aia filmulețele care le-am făcut toată ziua și să fac și eu un video. Primul meu video. Hai. Și cum e programul? Te descurci? Nu, descurc. Am văzut YouTube la altcineva ce program folosește. Spunea că face un update la un videoclip care îl făcuse în 2016. L-a făcut în 2018 și acum este 2020. Încă fierbe aici. Cam asta a fost cu filmările de astăzi. O să continuăm și mâine. O să mă duc în cameră să încerc să editez ce am filmat azi. Și ne auzim mâine. Numai bine.